Casa de Cultură, model de consolidare a comunității locale printr-un parteneriat civil, reprezintă genericul proiectului care a fost organizat în raionul Glodeni pentru primarii și directorii caselor de cultură din raioanele Glodeni, Sângerei și Fălești. Fundația Soros Moldova, în cooperare cu Centrul de Politici Culturale, cu susținerea financiară a Fundației Culturale Europene, oferă o nouă metodă de reorganizare a caselor de cultură raionale în centre de furnizare de servicii culturale. Noi sperăm că aceste 6 case de cultură care vor porni pe calea aceasta, deci sunt ca niște rândunele de primăvară, deci care vor testa, de fapt, problemele și după ce vom vedea problemele care sunt în calea aceasta de transformare și vom găsi și rezolvarea lor, pe calea aceasta vor pleca mai multe case de cultură și în felul acesta, deci să încercăm să reformăm și activitatea caselor de cultură, dar prin aceasta, de fapt, să păstrăm patrimoniul acela cultural care astăzi este în localități. Pentru că, de fapt, în Republica Moldova, din 1228 de case de cultură, 620 au nevoie de reparații capitale. Aceasta, dacă trecem în finanțe, în bani, deci asta înseamnă că sunt un nevoie de undeva de 900 de milioane de lei. În euro, dacă să vorbim, este vorba despre 50-60 de milioane de euro. Așa bani statul nu are. Și atunci, deci, dacă menținem mai departe, nu intervenim cu nimic în acest domeniu, cu timpul aceste instituții se vor distruge. Scopul proiectului este de a crea modele centrelor de furnizare de servicii culturale pentru populație în bază de parteneriat și cooperare între instituțiile de cultură, organizațiile civile și administrația publică locală. Organizarea activității centrelor va fi realizată prin utilizarea tehnologiilor moderne de management și marketing pentru a corespunde cerințelor societății. Scopul acestei instruiri a fost a schimba modul de activitate a caselor de cultură, de creație a caselor de cultură și a fost adus la cunoștință modelul de a completa acest formular de participare la acest concurs. În toată Republica o să fie selectate 12 comunități care vor fi finanțate din bani europeni. Este o procedură nu prea sofisticată. Formularele de participare vor fi prezentate până la data de 30 decembrie anul curent. Deci rămâne să ne includem în această competiție republicană și, de ce nu, să avem și câștigat un proiect într-o comunitate a raionului nostru. În urma unui concurs, angajații din 6 instituții culturale vor participa la cursul de instruire antreprenorială în domeniul culturii, unul din orașele europene. La finele proiectului, persoanele instruite vor elabora proiecte de reformare a activității caselor de cultură pe care le reprezintă și vor primi un grant pentru realizarea acestora. Obiectivul principal acestei întâlniri a fost, într-adevăr, participarea comunității. Că dacă comunitatea dorește să participe la restabilirea, nu numai reparația caselor de cultură, dar aducerea patrimoniului material și patrimoniului imaterial în casele de cultură, vreau zic că acesta e obiectivul principal acestui proiect. Eu vreau să menționez faptul că într-adevăr nu există domeniul din viața omului la care să nu aibă atribuții organele administrației publice locale. Și de ce vor fi implicate anume administrația publică locală, organizațiile non-guvernamentale, organizațiile obștești, care împreună vor încerca să aducă, să participe la acest proiect. Noi, reprezentanții din raionul Fălești, ne vom strădui ca din cele 64 de case de cultură să selectăm cele mai reprezentative, dornice de a participa în proiect și vom colabora cu celelalte instituții de cultură din Republică. Pentru a participa la proiect este necesar de a completa formularul și de a-l trimite la adresa Fundației Soros din Moldova până la data de 30 decembrie.